Aș vrea să spun că alături de noi este un domn din Coasta de Fildeș, am înțeles, un asistent universitar care își face teza de doctorat în domeniul discursului politic, din ce am înțeles, am reținut, înseamnă bine, se numește domnul Yves Marcel Yuan. Sper că am pronunțat bine, sper că franceza mea nu s-a dus de tot. Aș mai vrea să prezint pe domnul Alexandru Vasilache de la Biblioteca Mihai Eminescu. Biblioteca Mihai Eminescu e iarăși un partener de nădejde al ziarului Baz. L-am văzut aici pe... De ce am mai văzut? Eu am aici scrise, dar încerc să văd cine este prezent din cei care au... din cei cărora noi i-am invitat. Îl văd în capăt pe Cristian Costăchel de la Taverna. Așadar, copiii vor putea afla puțin și vor putea intra puțin și în culisele televiziunii datorită prezenței lui Neluțu, așa, nu? Să spunem Neluțu, mai bine. Bun, în continuare, până intrăm în lucrările seminarului, aș dori să spun atât, că seminarul este structurat pe două părți. Vom avea o parte de dezbateri, în care vom vorbi puțin despre zona, ce am spus mai înainte, va fi un schimb de experiență între jurnaliștii profesioniști și copiii reporteri. Avem și copiii noi, pentru că proiectul nostru cuprinde și o activitate care se numește Atelierile Micilor Reporteri. Avem copii noi care vor învăța să fie reporteri, să spun așa. După care Alexandra va modera o dezbatere pe teme culturale. Invitații de la prezidiu vor fi, să spun așa, invitații cu care ea va discuta pe teme culturale. Opinii, să spun așa. După care, în final, vom avea o lansare la care trei copii și adolescenți își prezintă cărți scrise de ei. În continuare, aș vrea să-l invit pe domnul Yves Marcel Yuan, dacă vrea să ne spune câteva cuvinte, și ne va ajuta aici doamna Viorica Blânda, profesor la școala 7, la școala numărul 7, cu care noi, de altfel,